Această rubrică este oferită de Mekon. În anul 1907 s-a născut Robert Heinlein. A fost scriitor american de science fiction, deseori numit decanul scriitorilor de science fiction. A fost unul dintre cei mai populari, influenți și controversați autori ai genului. El a stabilit standardul pentru plauzibilitatea științifică și a ajutat la creșterea nivelului literar al genului. A fost unul dintre cei mai bine vânduți scriitori de science fiction timp de mai multe decenii și, alături de Isaac Asimov și Arthur C. Clarke, a fost cunoscut ca unul dintre cei trei mari din science fiction. În anul 1922 s-a născut Pierre Cardin, a fost creator de modă și om de afaceri francez. În anul 1940 s-a născut Ringo Starr, a fost muzician britanic, vocalist, baterist și compozitor, membru al legendarei trupe The Beatles, a fost narator al primelor două sezoane din serialul pentru copii Locomotiva Thomas și prietenii săi. În anul 1943 s-a născut Toto Cutugno. Este cântăreț și compozitor italian de muzică ușoară. Are peste 400 de melodii compuse și peste 100 de milioane de discuri vândute în întreaga lume. Este primul cantautor care a câștigat Marele Premiu al Festivalului de la San Remo în anul 1980 și singurul cantautor italian care a câștigat Marele Premiu al Eurovision în secolul al XX-lea. În anul 1930 s-a stins din viață Sir Arthur Conan Doyle. A fost romancier britanic, celebru pentru a îl fi creat pe Sherlock Holmes, primul detectiv care apare într-o serie de romane polițiste. În afara acestora, a fost autorul la numeroase povestiri științifico-fantastice, romane istorice, piese de teatru, romane de dragoste, poezie și texte inspirate direct din realitate. În anul 1951 s-a stins din viață Dimitrie Voinov. A avut multiple specializări precum biolog, zoolog, histolog, citolog, fondatorul Școlii Românești de Citologie. A fost membru titular al Academiei Române. În anul 1973 a murit Veronica Lake. A fost actor american. A avut mare succes la Hollywood în timpul anilor 40. În anul 1881, la Roma, apare prima poveste despre aventurile lui Pinocchio, scrisă de către Carlo Goldoni. În anul 1985, Boris Becker, jucător de tenis german, câștigă finala masculină a Wimbledonului. Este cel mai tânăr câștigător, în vârstă de 17 ani și 7 luni. În anul 2005, o serie de 4 explozii de natură teroristă zguduie sistemul de transport din Londra. Au fost uciși 56 de oameni, inclusiv cei 4 atentatori, și peste 700 au fost răniți. În anul 2013, finala masculină de la simplu de la Wimbledon este câștigată de către scoțianul Andy Murray în fața sârbului Novak Djokovic. Murray devine primul britanic care câștigă Wimbledon de la Fred Perry în anul 1936. Această rubrică a fost oferită de Mekon.